Cu peste 400 de dolari mai mult, atât va achita Moldova Gazpromului pentru 1000 de metri cub de gaze naturale livrate în luna septembrie. Anunțul a fost făcut astăzi de către directorul general al Moldova Gaz, Vadim Ceban, care astfel a confirmat informația furnizată cu două zile în urmă de către Mall Street, care a făcut referire la un comunicat al guvernului cu privire la ultima decizie a Comisiei pentru situații excepționale prezidată de prim-ministrul Natalia Gavrilița. Prețul de achiziție al gazelor naturale furnizate Republicii Moldova în luna septembrie se va ridica la 1882 de dolari per 1000 de metri cubi pentru Moldova Gaz, a scris Vadim Ceban pe pagina sa de Telegram. În aceste condiții, tariful pentru 1000 de metri cubi de gaz este cu 428 de dolari mai mare decât cel din luna august, care a fost de 1485 de dolari, depășind până și cele mai sumbre prognoze exprimate anterior de experții și reprezentanții Moldova Gaz. În prezent, conform hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, de la 4 august, tariful la gaz pentru consumatorii casnici este de 22 de lei și 99 de bani pentru un metru cub.